Bine ați venit la a treia parte și ultima din miniserialul Totul despre Audi Matrix LED. Continuăm cu luminile de schimbare de direcție sau de întoarcere, cum le voi spune ca să fie mai scurt. Sarcina acestor lumini este de a face schimbarea de direcție a mașinii să fie mai sigură, prin iluminarea drumului care se află exact în fața mașinii, atunci când mașina schimbă direcția. Farurile Matrix LED sunt echipate cu acest tip de lumini. Au în partea de jos a farurilor câte trei LED-uri destinate special acestei funcții. Partea pe care se aprind aceste lumini depinde ori de felul cum este apăsată maneta de la semnalizator sau înspre ce direcție se este întors volan. Activarea lor se face în felul următor. Dacă volanul este întors la mai mult de 50 de grade, cu o viteză a vehiculului mai mică de 60 de km pe oră, atunci este activat automat lumina de pe partea înspre care este întors volan. Odată ce vehiculul depășește viteza de 70 de km la oră sau unghiul de întoarcere a volanului e mai mic de 15 grade, lumina este stinsă. De asemenea, lumina de întoarcere este activată și dacă se selectează funcția de semnalizare stânga sau dreapta. Această funcție este disponibilă până la o viteză maximă de 30 de km la oră. Odată ce se depășește viteza de 40 de km la oră, luminile nu mai sunt activate, chiar dacă semnalizatorul este apăsat stânga sau dreapta. De reținut, luminile de oraș și luminile de autostradă existente în farurile cu xenon, cu Intelligent Light System, nu sunt implementate în Audi Matrix LED. Luminile de intersecție. Sarcina lor este să dea o luminare mai bună a intersecțiilor prin care trece vehiculul. În acest sens, ambele lumini de întoarcere sunt activate pe lângă faza mică atunci când vehiculul se apropie de o intersecție. Asta permite conducătorului auto să vadă mai bine atât partea stângă cât și partea dreaptă a intersecției și să detecteze eventuale pericole mai devreme decât dacă ar avea doar lumina de întâlnire a farurilor. Lumine de intersecție sunt disponibile doar dacă vehiculul are Predictive Route Data. Pentru că intersecțiile din fața vehiculor nu pot fi detectate la momentul ăsta cu camera sau și ele pot fi citite doar de pe navigație. Ambele, deci luminile de intersecție sunt pornite când vehiculul se apropie de o intersecție care și mașina merge cu o viteză mai mică decât de 40 de km pe oră. Intersecția trebuie să existe în navigație pentru ca mașina să aprindă luminile. Luminile de intersecție sunt închise după ce se trece de 15 metri de intersecție, sau dacă viteza vehiculului este mai mare de 50 de km la oră. Luminile de ceață sunt destinate a fi utilizate în condiții de vizibilitate scăzută,
cum ar fi când este ceață sau când există ninsoare puternică. Aceste lumini ajută la reducerea efectului de autoorbire prin reflectarea farurilor, luminii farurilor de către particule de apă sau de fulgi de zăpadă existenți în atmosferă. Acest efect se realizează prin scăderea distanței la care luminează faza scurtă a mașinii. În același timp, drumul din fața mașinii este luminat pe o suprafață mai mare, activând ambele lumini de întoarcere. Luminile de ceață se activează apăsând butonul corespunzător de pe bordul mașinii. Ele pot fi activate până la o viteză a mașinii de 110 km la oră. Dacă luminile de ceață sunt activate, faza lungă a mașinii este dezactivată automat. Ambele funcții nu pot fi utilizate în același timp. Dacă lumina de ceață rămâne activă și viteza mașinii trece de 140 de km la oră, atunci farurile schimbă automat pe faza scurtă a mașinii. De asemenea, dacă viteza mașinii scade după aceea înapoi sub 110 km la oră, luminile de ceață sunt reactivate automat din nou. Funcția cornering light sau lumini de viraj. Matrix LED-urile au de asemenea această funcție, cornering light, integrată. Această funcție este disponibilă doar când se utilizează faza lungă. Audi a reușit să implementeze această funcție fără a folosi componente mecanice și astfel mărind considerabil fiabilitatea farurilor. Fiecare LED are 64 de nivele de luminozitate și această funcție se folosește exact de acest lucru, mișcând luminozitatea maximă de pe centrul fazei către partea spre care se îndreaptă mașina. Lumina de marcaj, marker light. Dacă vehiculul este echipat cu un modul asistent pentru vederea de noapte, night vision assist în engleză, Audi Matrix LED are de asemenea o funcție care este utilizată împreună cu acest asistent. În sensul că dacă Night Vision Assistant detectează o posibilă coliziune cu un pieton sau altceva în fața mașinii, conducătorul este alertat prin iluminarea mai puternică a acelui obiect din fața mașinii. De asemenea, șoferul este atenționat și cu un sunet sonor când este detectat un pieton. De asemenea, farurile Matrix LED pot să alerteze pietonii atunci când se află într-o situație periculoasă. Acest lucru se realizează prin scăderea luminozității segmentelor de lumină care sunt proiectate către pieton într-o succesiune de 3 ori. Pentru ca marker light-ul să fie activat, trebuie îndeplinite următoarele condiții. Vehiculul trebuie să meargă cu o viteză mai mare de 60 de km la oră.
vehiculul nu se află într-o zonă urbană, nici un alt vehicul care vine din față nu va fi orbit de faza mare care clipește când iluminează pietonul. Semnalizarea secvențială. Farurile Matrix LED sunt primele faruri care au utilizat semnalizarea secvențială. Semnalizarea secvențială este disponibilă atât la faruri, cât și la stopurile mașinii. Având în vedere că nu este de dorit să se utilizeze acest mod în orice situație, farurile și stopurile au posibilitatea de a funcționa atât în mod secvențial, cât și în mod convențional. Modul convențional este utilizat atunci când, de exemplu, se întâmplă un accident, o urgență sau un pericol ca urmare a unei frânări foarte puternice. Semnalizarea secvențială, pe de altă parte, este folosită pentru a indica o schimbare în direcția mașinii. Este folosită și când se activează avariile în modul manual sau când este activat închiderea mașinii din telecomandă. Cu aceasta am terminat episoadele referitoare la Audi Matrix LED. Voi mai face, întrucât în 2019 au apărut Matrix HD Lite și apoi Digital Matrix Lite, care este disponibilă pe mașini apărute în anul acesta. Voi face un episod separat în care voi vorbi despre noutățile care le aduce Digital Matrix Lite față de Matrix Lite-ul convențional.